Haideți să auzim acum, avem sunet. Asupra portofoliu. Asupra portofoliu. Domnul prim-ministru, ați discutat în ședință și despre ce se întâmplă cu pensiile în perioada următoare. Ați transmis nicio o clarificare nicio, pentru când nicio pensie, nicio pensie nu scade. Se modifică legea sau cum? Nu. Haideți să vedem exact unde sunt imperfecțiunile legii. Asta am dat. Până atunci se va trimite pe fiecare categorie socioprofesională scrisoare din partea Ministerului Muncii, se lucrează la ea și pe urmă vedem ce trebuie să modificăm. Foarte problemă reprezentată la pensii. Dar suntem într-o zonă, din punctul meu de vedere, relaxată, pentru că nimeni nu a pierdut niciun... Da, acum cu această creștere, cei cu peste 2000 de lei vor avea practic pensiile impozitate, pentru că majoritatea dintre ei trec de acest prag, prin care nu este impozitat, ar trebui să fie pragul acesta, să fie la 3000 de lei. O să discutăm acest lucru. I-am cerut ministrului finanțelor să-mi facă o simulare. Ca să vedem exact câte persoane intră în această zonă, astfel încât să nu pierdă oamenii în loc să câștige. Majorarea pragului până la 3000 de lei sau poate mai puțin de 3000 de lei? O să vină ministrul finanțelor cu o simulare pe aceste praguri. Și cu acei pensionari care pierd ajutorul social pentru alimente de 250 de lei, ce se întâmplă? Întreaga analiză o să vină ministrul finanțelor, astfel încât nimeni să nu pierdă niciun ban. Legat de o altă temă, cum le răspundeți nici colegilor? Nici prin renunțarea la voucher. Cum le răspundeți colegilor de coaliție, cei care au spus că ar putea PNL sau ar trebui PNL să iasă de la guvernare în urma atacurilor pe care le-ați lansat atât dumneavoastră cât și colegii la Congresul PSD? Păi nu mi-e să răspund. Domnului Cosma nu o să-i răspund. Acest guvern va funcționa până la alegerile din decembrie. După data de 21 decembrie, România, cum e normal, va avea un nou guvern. Din punctul meu de vedere, fiindcă e normal să faci o proiecție, fiindcă avem și buget de aprobat și eu mi-aș dori totuși să aprobăm bugetul după alegeri imediat cu actualul guvern și cu actualul parlament, din punctul meu de vedere, pe data de 23 decembrie va fi investit noul guvern. Și noul guvern veți avea nevoie de susținerea celor de la PNL în continuare. Chiar colegii dumneavoastră, de-ai dumneavoastră au spus asta, că vă doriți un guvern la stabil. Cum au arătat lucrurile și făcând o comparație totuși între o guvernare exclusiv de dreapta, din punctul meu de vedere, în viitor eu nu văd altă coaliție de guvernare decât cu Partidul Național Liberal. De ce atâtea coaliții? Dar nu vreți să lăsăm întâi românii? Nu s-a înjurat nimeni. Aduceți-vă aminte când aveam o guvernare de dreapta. Aduceți-vă aminte cum miniștrii USR nu veneau la serviciu, cum refuzau, ce scandaluri erau, cum s-a format acel guvern, s-a tras din fes. Liderul PNL de atunci a spus că au pus portofoliul într-un fes și l-au tras. Eu cred că e o diferență imensă între actualul guvern și guvernul de dreapta. Domnul Nicolae Ciucă, domnul Ciolacu, vă doriți un tur 2? Lucrul acesta îl vor decide românii prin vot. Nicolae Ciucă pentru votul de pentru candidatură. Da. Mulțumesc mult. Ordonanța privind guvernarea cu cei pe care... Marcel Ciolacu